Până acum erau scutiți de la plata impozitului pe venit angajații care au absolvit o facultate la una din specializările automatică, electronică, calculatoare, matematică, informatică și cibernetică. Guvernanții au adăugat recent la această listă opt noi specializări și în acest fel au extins numărul celor care nu plătesc impozit pe venit. Potrivit ordinului emis de Ministerul Finanțelor și publicat deja în monitorul oficial, vor beneficia de scutirea la plata impozitului pe venit angajații care sunt specializați într-unul din următoarele domenii. Calculatoare și sisteme informatice pentru apărare și securitate națională, Ingineria informației, tehnologia informației, informatică industrială, informatică aplicată în ingineria electrică, informatică aplicată în ingineria materialelor, cibernetică economică, fizică informatică, chimie informatică, automatică și informatică aplicată, ingineria sistemelor multimedia, tehnologii și sisteme de telecomunicații, telecomenzi și electronică în transporturi și transmisiuni, echipamente și sisteme electronice militare.